Așadar, ce ne învață Solomon despre familie și prietenii noștri? Familia și prietenii există pentru a împărtăși lucruri și experiențe. Versetul 7 și 8 din capitolul 4 din Cartea Eclesiastului. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri. Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. La ce îți folosesc niște palete de tenis de masă dacă nu ai cu cine să te joci? La ce bună o mașină dacă nu ai timp să ieși cu familia pentru că ești prea ocupat ca să faci bani? La ce bun să ai o casă mare dacă nu aleargă prin ea copiii și dacă sufrageria nu ți este plină de prieteni? Fericirea nu vine din a primi, ci din a împărtăși și a dărui. De aceea Dumnezeu este cel mai fericit, pentru că El este cel mai generos. Prietenii și familia ți-au fost dați ca să împarți cu ei viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Tu cu cine îți împarți viața ta? De asemenea, familia și prietenii există pentru a te ajuta. Versetele 9 și 10. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Viața este plină de victorii și înfrângeri, de suișuri și de coborâșuri, de timpuri bune și timpuri rele. Cu toții cădem, cu toții ne împiedicăm și avem nevoie de cineva care să ne ridice. Câteodată problemele sunt emoționale, alteori financiare, chiar spirituale, chiar și fizice. Chiar și în grădina Eden, Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. Avem nevoie de alții și alții au nevoie de noi. Din păcate, trăim într-o lume în care plătim pe alții să facă ceea ce familia noastră ar putea să facă și asta funcționează până în momentul în care nu îți mai permiți să plătești. Care sunt persoanele care te-au ajutat până acum? Pe cine te cheamă Dumnezeu să ajuți? Tu! De altfel, familia și prietenii trebuie să fie încurajați și mângâiați. Versetul 11. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Trăim într-o lume singuratică și tindem să ne petrecem cel mai mult timp singuri de parte de familie. Tehnologia nu mai înrăutățește, pentru că nu poate înlocui prezența familiei. De aceea nu poți avea o relație de căsătorie de 50 de ani pe Skype sau Zoom sau nu îți poți crește copiii prin SMS-uri. Dumnezeu pune accent pe slujirea prezenței. De aceea a venit Iisus Hristos în lumea noastră. De aceea Iisus a promis că nu ne va părăsi niciodată și a trimis pe Duhul Sfânt care este întotdeauna cu noi. Întotdeauna într-un spital normal, lângă patul pacientului, știți ce ar trebui să fie? Un scaun. Un scaun pentru prietenul sau cel din familie care îl iubește și vrea să fie cu el. Cine te-a slujit pe tine prin prezența lui? Pe cine te cheamă Dumnezeu să slujești prin prezența ta? Familia și prietenii trebuie protejați. Versetul 12. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funea împletită între ei nu se rupe ușor. Lumea este un loc periculos, cu oameni răi care vor să rănească pe alții. Există pericol emoțional, fizic, sexual, financiar și vocațional. Și pentru a ne arăta acest adevăr, Solomon folosește imaginea unei lupte. Da, unul la unul poți fi doborât, dar când sunt doi sau chiar trei, poți să fii invincibil. De aceea, prietenii spun, ai spatele asigurat. Cine îți asigură spatele și te protejează? Sau pe cine te cheamă Dumnezeu să protejezi? Asta face un om înțelept cu familia lui. Dar ai nevoie de înțelepciune. Proverbe, versetul 16 din capitolul 16, ne spune că înțelepciunea este ca aurul. Și poate că ți este greu să crezi că tu poți fi înțelept, dar uite ce zice Solomon despre înțelepciune. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat, căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, cât și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Solomon aici ne arată care sunt locurile greșite în care am putea căuta înțelepciunea. De înțelepciunea nu ține de vârstă, poți fi mai bătrân și mai înțelept, dar nu-i neapărat. Dar poți fi bătrân și fără minte. Vârsta nu aduce neapărat înțelepciunea.
pentru că unii nu învață din nebunia lor. De asemenea, înțelepciunea nu vine neapărat din contextul în care te-ai născut. Da, băiatul sărac și înțelept, pe lângă că a fost în închisoare, s-a născut sărac. A putut să ajungă departe. Un alt lucru pe care îl învățăm este acela că înțelepciunea nu ține de bogăție sau de sărăcie. De asemenea, înțelepciunea nu se găsește în faimă. Dar unde găsim înțelepciunea? Primul rând de Duhul Sfânt. Ca să primești înțelepciunea Duhului, trebuie să asculți, să te rogi și să umbli în Duhul. Poi din Biblie, dar unul din scopurile ei este să ne crească în înțelepciune, deci trebuie să o studiem și să o lăsăm să ne studieze. De la oameni înțelepți, da, cei care umblă în înțelepciune și au experiență, de altfel urmării nebunii, da, este bine să înveți din greșelile altora. Și nu în ultimul rând, autoreflecția. Privește în urmă la ce ai făcut. Eșecuri, succese și vezi ce a adus la aceste finaluri. Ce să-i se adevărul, pur și simplu.